Mai mulți senatori PNL au depus la Parlament o inițiativă legislativă care prevede că asociațiile de proprietari pot decide să excludă de la cheltuielile din întreținere copiii cu vârsta sub 7 ani și o să reducă la jumătate costurile pentru cei între 7 și 14 ani. Citește și, Carmen Dan provoacă un cutremur în mai, controle la șefii din poliție. Proiectul de lege, depus la Senat pe 31 mai, propune modificarea și completarea legii NR 230-2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Astfel, inițiativa modifică mai multe puncte ale articolului 47 care vizează cheltuielile asociațiilor de proprietari, informează Mediafax. 1. De cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociațiilor de proprietari. Beneficiarii exceptați de la aceste cheltuieli sunt copiii cu vârsta de până la 7 ani. 2. Asociațiile de proprietari hotărăsc exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin. 1. Litbe, pentru copii cu vârsta de până la 7 ani. 2. Pentru copiii între 7-14 ani, plata pentru cheltuielile prevăzute la alineatul anterior pot fi reduse cu 50%, în funcție de decizia asociațiilor de proprietari, se arată în textul proiectului de lege al PNL. Includerea minorilor care au sub 7 ani în numărul persoanelor care se plătesc cheltuielile de întreținere ale locuinței și cheltuielile asociației de proprietari nu se justifică. Consumul realizat de acești copii minori nu se poate reflecta în contoarele de apă. De asemenea, se poate face și o excepție prin reducerea aceluiași gen de cheltuieli și pentru copiii de până în 14 ani, în condițiile în care aceștia nu sunt consumatori care să provoace mari pierderi în bugetul imobilului, cheltuielile lor oricum sunt suportate de părinți proprietari ai locuințelor în care stau, explică liberalii în expunerea de motive.